cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafea. Astăzi discutăm noi despre câteva chestii care cred că ar trebui spuse, măcar așa ca să înțelegem exact pe unde mai stăm, pe unde ne mai aflăm, ce facem și de ce. Indiscutabil, atacul terorist de la Moscova a ocupat toată media locală, mai puțin, națională, internațională, intergalactică, cred, în curând. Niște teroriști au împușcat o mulțime de oameni nevinovați. Au început, evident, și teoriile conspirației, toată lumea vorbește cine, ce, cum, când și de ce. Problema este, oameni buni, că aproape oriunde în lume, nebuni de genul ăsta pot să facă asemenea lucruri. Cineva sună în direct în acest moment, ia să-i dăm noi un refuz. O să vorbim cu el mai târziu. Deci, aproape în orice localitate mare din lume se poate întâmpla lucrul acesta. Niște nebuni să facă așa ceva. Poate cu excepția Londrei, cum spunea un coleg de-al meu, în care dacă îți pierzi o batistă și vor ăia să ți-o aducă, ți-o aduc, te găsești, ți-o aduc, poate și spălată eventual. Pentru că Londra este cel mai bine supravegheat, cea mai bine supravegheată metropolă din lume, se pare, în momentul ăsta. Da, eu altfel vreau să vorbesc despre teroriști. Acești teroriști care au împușcat oameni nevinovați nu merită să mai trăiască, indiferent ce ar mânca toți rahat, că pedeapsa cu moartea nu e necesară. La asemenea, monștri e și prea puțin și pe asta, pedeapsa cu moartea. Dar avem și un alt fel de terorism, pe care mulți dintre noi începem să-l considerăm normal sau banal. Acei idiotocretini care se duc în muzee și distrug operele de artă sunt tot teroriști care trebuie pedepsiți pe măsura faptelor lor. Nu că ăștia care au împușcat oameni, dar pe măsura faptelor lor. Niște cretino-idioți acum se trezesc ei că de vină sunt niște tablouri sau opere de artă sau filme sau ce ori mai fi ele, cântece, auziți, cântece, pentru că s-au întâmplat lucruri în trecut pe acest pământ. Și atunci, în mintea lor creață, plină de circunvoluțiuni greșit așezate, zic că trebuie să distrugă. Acești teroriști, să știți că sunt mai periculoși în timp decât cei cu pistolul în mână. Pentru că ei nu iau un calcul decât distrugerea unei societăți pornind de la fundamentul ei. Acești teroriști trebuie tratați ca atare. Din păcate, noi am început să învățăm despre ei în școli, că ce buni sunt. Că nu știu care Greta este egretă, albă. Și ce spune ea este ok. Inclusiv ce elimină ea este bun de mâncat. Deci, acest gen de teroriști care încep să ne inunde de peste tot, sunt la fel de periculoși ca și cei cu arma în mână. Nu mai vorbim, toată lumea știe că planeta are probleme. Vezi, Doamne, da, are probleme. Suntem mulți, folosim din ce în ce mai multe mașini, mai multe utilaje, tot felul de chestii. Dar avem și ecoteroriști pe această planetă. Cei care și-au făcut o meserie din a câștiga bani mulți, promovând niște idei
duse la extrem. Nu e suficient să duci o politică moderată de protejare a planetei. Hai să-i spunem un pic mai radicală. Nu, trebuie să te duci spre extremism. Sunt la fel de periculoși ca și cei cu arma în mână. Sunt la fel de periculoși ca și cei cu arma în mână. Cei cu arma în mână omoară, distrug, dar mai devreme sau mai târziu ajung și ei să o pățească la fel. Ăștia la alții devin eroi. Devin eroi pentru o generație care nu primește altă educație decât asta. Și atunci lor li se va părea normal totul. Li se va părea normal să nu existe un el sau o ea, să-și pună X în spatele unor cuvinte, pentru că ei așa învață că e normal, pentru că așa sunt învățați că e normal. Cam asta e direcția în care mergem. Și după această introducere patetică, haideți să mergem și la lucruri mai de ale noastre, de aici din neamț. Nu știu dacă ați observat în ultima perioadă, dar asistăm la un fel de sport extrem, și anume vânătoarea de primari, viceprimari și consilieri locali. Dom'le, parcă asistăm la un joc din ăla televizat cu prindeți primarul, înlănțuiți primarul, prindeți-l în lasou. Pe de o parte, cam ăștia sunt competitorii PSD-ul și PNL-ul deocamdată. USR-ul a fost pe post de pierzător, acum a luat și el pe la Zănești ceva. Da? Deci, PSD-ul și PNL-ul stau la pândă să-și ia primarii. Și dă-i și luptă, comunicat. Doamne, noi, zice, de la PSD, zice, am obținut o mare victorie, uriașă victorie, am luat primarul de la Farcașa, care a trecut la noi pentru că era nemulțumit de PNL. Bun. Frumos. Primarul de la Farcașa a trecut de la PNL la PSD. După care vine păritura de osândă de la PNL. Și că noi, zice, am luat primarul de la Valea Ursului. Pentru cine știe unde e Valea Ursului și cine-i primar la Valea Ursului. Și am făcut-o la ăștia. După care, de fapt înainte, primarul de la Rosnov a mers la PSD. Vine PNL-ul și ne spune, domne, zice, nu-i bun ăsta. Noi am făcut sondaje și nu era bun. Înainte de sondaj, era dat ca sigur câștigător de PNL. Acum e sigur pierzător. Toată această tevatură, de fapt, este o chestiune de imagine, de negocieri extrem de, să vă spun eu, reci, seci. N-au nicio legătură negocierile astea cu partidul, cu ideologia, cu nu știu ce. Nu. Totul este chestiune de bani, orgolii, interese și legături. N-ai nicio legătură cu faptul că, vezi, doamne, brusc, primarul de la Valea Ursului, PSD-ist în sânge și în ce vreți dumneavoastră, pentru că așa era interesul, acum s-a trezit că are sentimente liberale. Nu. Acolo s-a negociat, s-a discutat și s-a rezolvat. O să spuneți, băi, ce atâta tevatură? Păi haideți să vă spun. Valea Ursului, o comună care, mă rog, ci care primar și consiliul local, este destul de, cum se spune eu, răsărit așa la vot. Ia hai să vedem noi la rezultatele de la președintele CJ, că de fapt aici este bătaia.
Aici este bătaia. Comuna Valea Ursului, acum 4 ani aproape, dădea 1036 de voturi către PSD și 139 de voturi către PNL, adică lui Arsene și lui Cosman Ciuc. 1036 la 139, deci o diferență de aproape 1000 de voturi. Important la județ. Aici s-a făcut negocierea. Băi, nea primarul, îmi aduce 1000 de voturi, mie, care le dai la PSD, mi-i aduce mie la PNL. Nea primarul, care na, la Valea Ursului, nimeni nu mai ține socotelile așa de... A zis, cum să nu? Da, voi ce dați? Farcașa, care au trecut de la PNL la PSD. Ce înseamnă în voturi? Păi Farcașa la Consiliul Județean a dat 524 de voturi pentru PNL, Cosman Ciuc la Consiliul Județean. Și 481 de voturi pentru Arsene de la PSD. Diferența foarte mică. Câteva voturi, sub 50 de voturi. Dacă comparăm cele două comune, avantaj de data aceasta PNL. Și putem merge și în alte zone. De exemplu, cum se cheamă orașul Rosnov, dacă îl găsim rapid. Orașul Rosnov, unde primarul a trecut de la PNL la PSD, a obținut ca voturi, a dat ca voturi 1401 voturi pentru PNL și 1225 de voturi pentru PSD. Acum, odată cu trecerea la PSD, s-ar putea într-adevăr ca această diferență să fie mai mare și să compenseze cumva plecarea celor de la Valea Ursului. Dacă citim în această notă toate aceste treceri, ne dăm seama că, de fapt, bătălia cea mare nu este neapărat să treacă un primar acolo și să bifezi ceva, nu. Bătălia cea mare sunt voturile pentru Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean și Consiliul Județean. Evident că fiecare primar va trage să aibă cât mai mulți oameni în Consiliul Local. Dar partidele sunt interesate de ce se întâmplă la județ. Și dacă ar fi acum să aruncăm o privire pe ce se întâmplă la județ, ar trebui să spunem că lucrurile par mai strânse ca niciodată în această luptă. La Piatra Neamț vedem cu toții ce se întâmplă. După ce crescuse bine, actualul primar are în spate povara unor lucrări neterminate și care nu prea dau semne că se vor termina nici măcar până la alegeri. Nici măcar școala 5, care trebuia terminată în decembrie, nu va fi gata, cel mai probabil nici atunci. Ceea ce ar însemna, așa pe o socoteală simplă, vreo 1000 aproape de copii, 2000 de părinți, încă vreo 1500 de bunici și mulți alții care, plus profesorii, care dacă se enervează toți, s-ar putea chiar să schimbe rezultatul votului, pentru că vorbim de 7000-8000 de voturi care s-a câștigat primăria. PSD-ul a venit cu Adrian Niță. El e convins că candidează. Nu știu dacă PSD-ul e convins că trebuie sprijinit. Asta este o altă poveste. Dar, oricum ar fi, lucrurile se joacă. Aur joacă și el. De unde va lua aur? Nu știm. Dar este cert că voturile se vor împărți și la Consiliul Județean vor fi probleme, ca să nu mai vorbim de Consiliul Local Piatra Neamț. Aproape 110% va fi greu să facă și o coaliție care să ducă la o majoritate în Consiliul Local. La Roman,
Vine Leoreanu. Avantajul pare a fi de partea PNL-ului aici. Pare, spun. Pentru că nici Leoreanu nu mai are votanții pe care îi avea înainte. Mulți nu uită că a fost ales primar și a plecat după aceea în Parlament. Au trebuit să facă alte alegeri. Alți bani, altă distracție. Mulți bănuiesc că lucrul ăsta se va putea întâmpla din nou. Micul de la PSD, teoretic, cred că și practic, poate obține un scor mai bun decât a obținut acum 4 ani Viorel Stan, care a fost pus pe ultima sută de metri să candideze. Și acolo va fi un scor strâns. Deci nici acolo nu va exista probabil o departajare foarte clară între partide. PNL-ul spune că Leoreanu va avea o diferență de 5.000 de voturi. Probabil că au niște sondaje. Eu cred că nu va fi o diferență atât de mare. În județ, PSD-ul a obținut, ca să spunem așa, nominalizarea primarului USR de la Săbăoani. Săbăoani care are o populație, localitate care are o populație destul de importantă, are 3300, a avut 3379 de voturi valabile exprimate. Adică, dacă ne uităm bine, se bate cu orașe. E, la Săbăoani, dacă primarul, într-adevăr, poate convinge electoratul să meargă cu el, atunci ar putea să fie un avantaj pentru PSD. Dar comune, precum Borca, mare și ea, comună mare, Borca, cu 2664 de voturi exprimate și care aducea PSD-ului 1245 de voturi, acum nu mai are primarul care candidează. Candidează fata fostului primar, al lui Niță, dinainte. PNL-ul vine cu o doamnă și el. Va fi o bătălie care va strânge scorurile și acolo, plus că vine Aur. Ceea ce vreau să spun este că orice este posibil la votul din 9 iunie. Absolut orice. E posibil chiar să avem și o surpriză la județ. O să râdeți, dar chiar este posibil în măsura în care cei doi competitori care sunt aliați pe plan național și în alte câteva județe vor continua să-și dea la joale cu atâta acuratețe și bucurie. Daniel Harpa sau George Lazar sau Lavric de la Aur și vom vedea cine ar mai fi ceilalți. Din păcate spun, bătălia aceasta electorală dusă doar pe racolarea de primari, fără programe și proiecte scoase acum la iveală, fără să vină candidații să ne spună, domne, asta vrem să facem, nu va aduce nimic bun pentru județ. Vom schimba niște lucruri pe aici, pe acolo, dar nu prin punctele esențiale. Va continua lupta surdă pentru cutarea, funcția cutare, pentru direcția cutare, pentru descentralizata cutare. Și uite, avem acum. Ieri a fost schimbat șeful de la DSVSA, Sorin Ulea, cu un doctor de la Târgu Neamț, Boșteanu, dacă nu mă înșel. Nimic nou sub soare. Cu 2 ani s-a întâmplat același lucru. De ce? S-a spus că Ulea nu are ornis. Mai țineți minte cum a fost dat jos Tablan de la poliție? Că n-ar fi avut ornis. Ei bine, Ulea a atacat în instanță și a fost repus pe funcție și ținut până acum. Acum este dat afară că n-are ornis. Vine Boșteanu, Ulea dând judecată și probabil că dacă nu s-a schimbat nimic și sunt aceleași datele problemei, ar trebui să câștige din nou și să meargă mai departe. Dar mai mult decât atât, zice, mă duc eu și fac plângere la Direcția Națională Anticorupție.
Cum că m-au dat jos politic, nu profesional. Dar tot domnia sa ne-a spus, doamne, eu recunosc și eu am fost numit politic. Dar eu am vrut să arăt că sunt competent și am făcut și am condus instituția. Mai înțelegeți ceva? De fapt, toate funcțiile, peste tot, sunt împărțite pe un algoritm politic. De aceea suntem bolnavi. Pentru că împărțirea asta politică cu greu pune omul potrivit la locul potrivit. Sunt câteva excepții, oameni care au ajuns pe o funcție potrivită. Restul știu că se pot aștepta oricând la o schimbare și acționează în consecință. Aici este buba. Până când domnii care ne conduc cu adevărat, nu ăia din Parlament, nici de prin palate, nu vor realiza că fără oameni competenți nu putem face nimic, o să avem miniștri de genul domnului Barbu, pentru care limba română este un chin, un chin teribil, om care se raportează la ce a învățat el, că până la urmă asta e, vă spuneam și cu aia teroriștii ăia alții. Ce învață, aia aplică. El a învățat că Ceaușescu a zis că stuful e bun și că e aurul verde al Deltei și atunci de ce n-ar trebui să producă aur pentru firmele celui care l-au pus pe el ministru? Și să le dea bani de la Apia. Păi nu. Deci, dacă noi avem 5 miniștri de genul ăsta, care, dacă le dai un test, se ridică undeva până la nota de trecere cu indulgență, țara asta este o țară pierdută. Război la graniță. Agricultorii sunt dezavantajați prin politică de stat. Transportatorii suportă consecințe. Infrastructura este cum este. Mai vedem pe niște domni care ne spun am făcut autostrada. În spatele lor sunt alții care folosesc tot mâna, dar nu își încordează mușchii, se lovesc undeva pe la cot. Avem senzația înainte de alegeri a unei țări conduse fără un pilot care să-și asume conștient condusul. Sau cu mai mulți piloți care fiecare trag de volan în funcție de interesul lui într-un anumit moment. Și mașina merge cum merge. Asta este situația. De la următoarele alegeri, teoretic, ar trebui să așteptăm să vină oameni noi, oameni care să ne propună altceva. Se miră, tovarășii ăștia, că tineretul vrea să voteze în marea lui majoritate cu un partid considerat extremist. Păi băi, aceștia, ați transmis toată educația tineretului pe TikTok. Dar voi ați uitat să folosiți TikTok-ul în campanie. Și TikTok, TikTok, ăia care au folosit TikTok-ul sunt singurii pe care îi văd tinerii. Că ei TikTok. În proporție de 90%. Păi ieri o doamnă care este ministrul învățământului în acte și pe cartea de muncă, probabil, doamna Deca, cum spuneam eu, Deca Ghinionul învățământului românesc, tocmai a ieșit într-o conferință de presă și a zis cam așa. Băi, ne-am dat seama că România noastră educată, program România educată, e păi, perfectibil. Hai să-l schimbăm pentru a treia oară. De ce? De aia, ghinion, că l-am făcut prost, că nu ne-am dat seama ce e în realitate.
Și așa că venim cu schimbări de fond. Păi zice, nu mai le dăm bursă de merit la ăia 30% din clasă. Că n-are cum să fie bursă de merit la unul care trece de la 5 la 6. Zice, nu, le dăm bursă de reziliență. Păi, bă, vă dați seama, ăla care trece de la 5 la 6 nu mai ia bursă de merit, că nu merită. Dar merită o bursă de reziliență. Adică îl încurajăm să treacă de la 5 la 6. La anul încurajăm să treacă de la 6 la 6,25 sau 6,50 și îi dăm bursă de reziliență. Păi n-am putea să spunem mai mult, să spunem simplu. Bă, vă dăm niște bani ca să veniți la școală. Ca să spunem noi că învățământul este obligatoriu și gratuit. Ne spune doamna Deca Ghinion că de acum, zice, domne, școlile pot să pună camere de luat vederi și înregistrat, probabil, în clase. Și după aceea, cu fariseismul specific acestei generații de politicieni care n-au nici mamă, n-au nici tată, ca un X în dreptul lor, a spus, zice, să nu se teamă profesorii. Noi nu evaluăm după ce este la clasă. Noi punem alea ca să-i protejăm. Păi cum adică să-i protejez? De ce să-i protejez? A, că sunt elevii violenți. Mai să fie. Oare de ce? Oare de ce? De ce tu, școală, nu poți să exmatriculezi un elev care își bate colegii în mod constant? Ce nu, trebuie dus la psiholog și nu se pricep profesorii să-l educe. Serios? Dar statul își dă seama când ăla omoară pe cineva. Că să nu credeți dumneavoastră că studentul care și-a omorât iubita n-a trecut prin liceu. A trecut prin liceu. Să nu credeți că în licee, în momentul ăsta, în școli generale, aproape în fiecare clasă sunt unul, doi copii care în mod normal n-au ce căuta la școală. Și toată lumea se ascunde. Vai, trebuie să asigurăm condiții egale. Condiții egale pentru cine? Pentru unul care amenință profesorul începând din clasa a cincea și spune că o să-ți iau gâtul? Pentru ăla asigur condițiile egale, care își bate colegii, care în clasă face ca toți dracii. Și nu, domne, zice, nu, nu-i pregătit cum trebuie. Trebuie să stați, faceți cu el ore separat. Cum să faci ore separat? Unde? Când tu nu ai nici clase pregătite pentru cei care fac normal. Ne ascundem după mătură în învățământ, că acum m-am dus spre învățământ și vina vine tot dinspre politică. Ne ascundem după mătură, nu spunem lucrurilor pe nume, că nu se poate face școală cum trebuie dacă lucrurile nu sunt rezolvate, dacă nu există o disciplină, dacă nu există și pedepse pe lângă bursele de reziliență. Asta e. Atâta timp cât ne vom ascunde și nu vom spune ce se întâmplă cu adevărat, până când profesorii nu vor spune, directorii nu vor spune și când dictatura aceasta absolut stupidă a neo-marxiștilor, neo-nu știu cum vreți, așa, nu va fi adusă cu picioarele pe pământ, vom avea o mulțime de probleme și o națiune needucată. O națiune needucată, în marea ei majoritate, înseamnă stagnare pentru această nație. Și încet, încet, duce, dar nu neapărat la dispariția ei fizică, mult mai rău, la dispariția ei așa ca fibră, ca spiritualitate, ca popor,
care se raportează la ceva. Asta e. Am fost patetic, ne oprim aici, o zi frumoasă pentru toată lumea, dar am simțit nevoia să spun aceste lucruri.